Se vorbește foarte mult despre traumă și se vorbește foarte mult despre corp. Dar adesea nu se vorbește despre traumă și corp împreună. Cea mai nouă apărută carte despre traumă și corp de la editura Herald, de Pat Ogden, Kekuni Minton și Claire Payne, avem ocazia să citim și să înțelegem mai bine despre legătura și continuumul minte, corp, suflet, pentru că această carte îmbină foarte bine în cele două părți ale sale, atât abordările teoretice și încercarea de a înțelege toate mecanismele implicate la nivel corporal atunci când avem de-a face cu situații traumatizante. Și în a doua parte, cum spuneam, cartea prezintă abordările psihoterapeutice cele mai eficiente în situații de traumă, punând în centrul lucrului terapeutic atenția și conștientizarea asupra propriului corp, corporalității, senzațiilor corporale, interocepțiilor, lucru care, de altfel, este definit ca o abordare de jos în sus. Sigur, este vorba de o metaforă, de jos în sus, adică dinspre corp, înspre nivelul rațional. În realitate, rațiunea noastră funcționează în strânsă colaborare cu informațiile venite pe calea sistemului nervos autonom dinspre corpul nostru. De ce este important să cunoaștem informații despre modul de funcționare a corpului? Pentru că de foarte multe ori vrem să rezolvăm anumite situații în care ne-am blocat, anumite situații traumatice, și încercarea noastră este să o facem mai ales printr-o modalitate verbală. Dar modalitățile verbale pot ajuta până la un punct și de la un punct încolo pot chiar să ne activeze mecanismele de apărare și să împiedice accesarea trăirilor cu adevărat dificile. Lucrând cu informații pornind dinspre propria corporalitate, dinspre înțelepciunea corpului nostru, pas cu pas, fără să forțăm, avem mai multe șanse să recuperăm informații care poate nici nu vin de la un nivel verbal al conștiinței noastre, poate vin dintr-o perioadă în care limbajul nici nu era dezvoltat, și putem să recuperăm și energia și bucuria de a trăi pe baza acestor informații care nu sunt provenite de la un nivel rațional. De altfel, cartea se încheie într-un mod foarte optimist cu informații legate de recuperarea plăcerii. Nu este frecvent să citim într-o carte de psihoterapie sau atunci când ne gândim la psihoterapie să auzim despre abordarea plăcerii, dar până la urmă este unul dintre obiectivele importante ale unei psihoterapii, acela de a ne recăpăta bucuria de a trăi și plăcerea de a locui în propriul nostru corp. Și am să citesc o mică frază care mi s-a părut foarte optimistă și care cred că poate să vă încurajeze să citiți această carte. În această fază finală, clienții învață să își simtă centrul corpului lor, ceea ce îi ajută să restabilească un locus de control intern și să-și definească adevăratele dorințe și impulsuri. Din această conexiune amplă, clienții încep să inițieze, să implementeze și să finalizeze acțiunile într-o manieră care le crește satisfacția și bucuria. Ce mi s-a mai părut mie foarte util la această carte este faptul că autoarele explică în detaliu cât de lung este un travaliu psihoterapeutic și cât de mici sunt pașii pe care îi facem în siguranță pentru a ne apropia de zonele noastre dureroase. Cred că este o informație care merită să fie repetată cât mai des, ca să putem să contracarăm miturile conform cărora vindecările sunt rapide și se pot face în 2-3 pași.
vorbind despre psihic, un fenomen al naturii, trebuie să înțelegem că procesele de recuperare și vindecare sunt procese organice și nu se pot întâmpla peste noapte. Iar această carte explică foarte frumos cum se întâmplă, cât timp durează și câtă răbdare și pricepere din partea terapeutului sunt necesare. Vă doresc lectură plăcută!